Bună seara, doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Necenzurat. Începem săptămâna cu foarte multe noutăți. Nu suntem deocamdată oficial în campanie electorală, neoficial suntem de multă vreme în campanie electorală. Se la jur a început să devină dintr-o dată interesant din nou pentru politicieni. S-a dovedit a fi un județ foarte mare, chiar dacă suntem printre județele cele mai mici din țara noastră, și e și normal, pentru că interesul este acum unul foarte mare în campania electorală care stă să înceapă în foarte scurt timp la nivel național. Pe de altă parte, a început și școala, foarte multe emoții, dorințe, idealuri. Problemele economice nu contenesc să existe, multe dintre ele se agravează, putem vorbi despre creditare, care deocamdată este discutabilă, despre devalorizare, despre credite neperformante și lista poate continua. Zilele trecute a avut loc în județul Sălaj marcarea unui eveniment important din punct de vedere economic, aș spune eu, pentru că în centrul atenției s-a aflat Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați Sălaj. Un organism interesant, poate unii dintre dumneavoastră nu ați auzit de această entitate. Este o structură care evident are în prim plan meseria de contabil, contabili autorizați, experți contabili și așa mai departe. Vom discuta despre toate acestea în această seară, doamnelor și domnilor, cu domnul Alexandru Tamba. Bună seara, bine ați revenit! Bună seara, bine v-am găsit! În această seară, nu doar în calitate de doctor în economie, ci și de președinte al Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați Sălaj, a fost un eveniment duminică important pentru instituția pe care noastră o coordonați în județul Sălaj. Da, în data de 21 septembrie este Ziua Națională a Contabilului Român. În acest an a fost a 10-a aniversare, care s-a ținut în 21 septembrie, în fiecare an se ține în acest an. Este o zi importantă pentru profesioniștii din domeniul contabil, deci nu numai contabili, ci și economiști care lucrează în domeniul profesiei contabile, contabili, experți contabili și așa mai departe. Este o zi importantă pentru noi, pentru că profesia contabilă ea însăși este foarte importantă pentru economia unei țări. Sigur că s-ar putea ca unii să spună că sunt subiectiv și poate că și sunt subiectiv. Bun, dar să vină cu un argument. Parte din această breazlă. Ce-am face dacă sala de operație ar fi un mecanic și nu un doctor? Ar fi problema, da, sigur că da, dar tot în această perioadă, în perioada 12-13 septembrie, a avut loc congresul profesiei contabile. A fost al 20-lea congres care s-a ținut la București, așa cum am spus, în perioada 12-13 septembrie, și acolo au fost sigur invitați și de la alte organisme internaționale, IFAC, FE, care sunt organisme internaționale a profesiei contabile, dar au fost și mulți oameni de afaceri din România, din partea Guvernului României, invitați din partea Ministerului de Finanțe, a fost invitați și rețin ce a spus domnul George Păunescu, care este și președintele UGIR. UGIR înseamnă Uniunea Generală a Industriașilor din România, este o organizație patronală. Noastră o reprezentați, din câte am înțeles. Da, dar nu asta vreau să spun. Vreau să spun că dânsul a spus un lucru foarte important. Și l-a spus că orice societate comercială, pentru a putea progresa, are nevoie de un profesionist contabil foarte bun. Iar un conducător a unei societăți comerciale trebuie ca întotdeauna să aibă în vedere să aibă un profesionist contabil foarte bun alături de el și că el, din experiența lui de mulți ani de zile și de conducerea multor societăți comerciale, a fost de multe ori salvat de un profesionist contabil în deciziile pe care le-a luat. Și asta este vorba de un om care este din afara sistemului. De aceea, chiar dacă sunt eu cumva subiectiv, am vrut doar să vă spun ceea ce spune un om din afara sistemului. Și privind prin această prismă, sigur că un organism, cum este un organism profesional, fiindcă suntem un organism profesional, care servește interesul public, fiindcă situațiile financiare care sunt vizate de un expert contabil, efectiv prestarea serviciilor contabile, interesează foarte mulți utilizatori. Nu interesează doar societatea comercială unde se desfășoară un expert contabil activitatea sau un contabil sau un economist, ci și alți utilizatori, cum ar fi statul. De ce statul? Pentru că statul îl interesează din punct de vedere a calculării impozitelor și taxelor către stat. Deci ei, sigur, deci servește interesul statului. După aceea, pe lângă interesul, bineînțeles, a
acționarilor societății respective, interesul salariaților, care pot să vadă din situațiile financiare care se publică, cam unde se află societatea lor, dacă este fiabilă, dacă în viitor va păstra continuitatea activității și așa mai departe. De asemenea, interesează băncile. În momentul în care societatea trebuie ca să ia un credit, nu? Trebuie să prezinte niște situații financiare. Trebuie deci să analizeze istoricul economic, exact, și mai departe. Ca să vadă dacă poate sau nu să acorde un credit. Deci și băncile. Și atâția alți utilizatori, ca atare, iată cât de mulți sunt cei care folosesc informația contabilă. De aceea spun că CECAR-ul este un organism care servește interesul public. Iar CECAR-ul, adică Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați, prescurtat CECAR, vreau să precizez că este înființat din anul 1921, deci din 93 de ani. Da? Atunci a fost prima dată înființat în 1921 prin decret regal. Sigur că a funcționat până în 1951 când a fost desființat. S-au ținut mai multe congrese, 9 congrese până în 1939, după care a venit războiul, au fost frământările respective de după război, iar în 1951 a fost desființat, dar profesia contabilă nu a fost, s-a desfășurat, numai că cu anumite constrângeri, așa cum au fost vremurile din sistemul comunist. Și s-a reînființat în 1992. În 1992 s-a reînființat corpul, iar în 1994 a fost ordonanța 65/94, care este ordonanța de funcționare a Corpului Experților și a Experților Contabili în România. De asemenea, vreau să precizez că suntem un organism care cuprinde un număr foarte mare de membri. Deci, membrii activi cu membrii inactivi, plus stagiari, fiindcă vreau să spun că pentru a avea acces la această profesie, trebuie să ai studii economice, iar după ce ai terminat o facultate cu profil economic, trebuie să susții niște examene pentru admiterea la un stagiu care se desfășoară pe parcursul a 3 ani, în care susții alte examene semestriale. La CECAR. La CECAR. După ce ai terminat acest stagiu de 3 ani, se dau din nou un examen de aptitudini, în care sunt 7 discipline. Se dau, deci, examen din 7 discipline. Din nou, un alt examen după ce a terminat stagiul. Și numai după aceea primești calitatea de expert contabil. Am să vă întreb puțin, să nu vă uitați, vă rog, ideea. Fac precizarea, am participat la o serie de evenimente pe care le-ați organizat, crezând că aceste examene, în opinia mea, erau probabil ușoare, erau formalitate. Am aflat de la cei care au susținut examene că, de fapt, sunt foarte grele, mult mai grele decât în facultate aceste examene, se obțin foarte greu. Adică chiar trebuie să înveți ca să iei examenul sau examenele respective în cadrul Corpului Experților Contabili, pentru că nu poți deveni expert contabil dacă nu treci de acele trepte. E complicat, trebuie să știi, practic. Da. Imediat revin și la asta. Deci, ca să închei, deci experți contabili și contabili autorizați, activi, inactivi, stagiari, sunt în jur de 50-60 de mii de oameni în România. Deci suntem un organism profesional care foarte puternic, care la nivel de țară și chiar și din Europa, adică la nivel de țară suntem singuri, dar la nivel european sunt printre cele mai mari organisme profesionale. Deci nu este un organism obscur din neam de care nu s-a auzit sau știu eu ce. Acum, revenind la dificultatea acestor examene. Sigur că sunt examene foarte grele și ar trebui să fie mai grele decât sunt în facultate, pentru că este o altă etapă în dezvoltarea profesională a unui economist. Pentru că în momentul în care ai terminat o facultate, ai obținut diploma de licență, ești economist. Poți să lucrezi ca și economist în domeniul financiar contabil, ca și angajat în aceste condiții. Dar pentru a desfășura activitatea ca profesie liberală, independentă, atunci trebuie să obții și acest titlu de expert contabil. Adică, dacă, nu știu, eu vreau să țin contabilitatea la o firmă, la mai multe firme, trebuie să trec de această dreaptă, da? Da, dacă vrei să desfășori activitatea ca și o activitate independentă, nu ca și angajat acele firme, ci ca și activitate independentă. Exact. Ca și o profesie liberală. Ca să facem așa o paralelă, ar putea să spunem, de exemplu, avocați. Termin facultate de drept și poți să fii jurist într-o societate, să reprezinți societatea respectivă în orice instanță. Dar nu poți să reprezinți alte societăți. Pentru asta trebuie să devii avocat, trebuie să dai niște examene de intrare în barou și așa mai departe. Exact așa și la experți contabili.
Poți un economist, ai terminat facultate, pentru că foarte multă lume spune, domnule, de ce sunt economist, de ce să nu pot face contabilitate? Poți să faci contabilitate, dar ca și angajat în o altă unitate. Nu poți să prestezi serviciile respective pentru o altă unitate fără o relație angajat-angajator. Pentru că a putea desfășura independent, ca profesie liberală, trebuie să obții acest statut de expert contabil. Iar pentru asta trebuie să treci prin un examen de admitere la stagiu, un stagiu de 3 ani și un alt examen de ieșire din stagiu, unde aceste examene sunt, ți-am spus, la 7 discipline, începând cu contabilitate, fiscalitate, drept, audit. Exact ca și un tânăr medic care, nu știu, termină medicina, după care intră într-o perioadă de stagiatură, examene, Exact. Și atunci, sigur, poate că la începutul profesiei, când se simțea nevoia de mulți experți contabili, poate că au fost examenele, nu au fost așa de dure cum sunt acum. Dar pe cum au trecut ani, au devenit ce în ce mai dure. Păi vreau să vă spun că, deci eu sunt expert contabil din 1995, de aia cât au trecut vreo 19 ani. Atunci au fost primele examene organizate în 1995, în noiembrie, dacă mai țin bine minte, era toamna, în noiembrie, da. Și era mulți care dădea examen atunci, erau pline sălile când dădeam examen acum. Acum, la admiterea în stagiu, avem 8-9 candidați. Apropo, persoana pe care mi-a spus că sunt grele examenele, n-a trecut, deci, nu le-a luat. Deci, mult mai puțin, sunt mult mai dure examenele, așa cum v-am spus, față de cum a fost atunci când se simțea o nevoie și poate că a fost ceva mai lejer. Severitatea acestor examene a crescut pe fiecare an care a trecut. Nu v-am întrebat care este diferența între un contabil autorizat și într-un expert contabil, dacă există vreo diferență. Există diferență. Deci, contabil autorizat este contabilul cu studii medii, care și el face acel stagiu de 3 ani, dar din discipline mai puține. El poate să presteze servicii contabile, însă nu poate să semneze situațiile financiare, poate doar să pregătească lucrările în vederea întocmirii situațiilor financiare anuale. Acestea nu pot să fie semnate decât de către un expert contabil. Exact ca în arhitectură, proiectantul proiectează și arhitectul pune semnătura după ce se uită peste... Da, putem face și această paralelă. În ultimii ani v-am auzit în cadrul ședințelor pe care le-ați organizat în județul Sălaj, în cadrul CECAR, vorbind despre deontologie, despre, corectitudine în meseria asta, despre confidențialitate. La un moment dat am trecut, știu că ați punctat foarte bine confidențialitate, dacă, nu știu, clientul dorește acest lucru, datele lui contabile, măsura în care legea permite acest lucru, cum vedeți, nu știu, aceste elemente care practic fac parte din această profesie? Nu, cred că e o profesie foarte ușoară în condițiile în care dacă 1,3 plus 1,3 dă 8,5, deja e o problemă. Da, deci acestea sunt lucruri foarte importante. Noi avem și un curs pe care îl ținem la CECAL legat de doctrina economică, legată de deontologie, profesionalism, de principiile lor, sunt vreo 6 principii de bază, de etică, echitate și așa mai departe. Unul dintre principiile respective este și confidențialitatea. Este normal că într-o relație dintre un profesionist contabil, vedeți că eu spun mereu profesionist contabil, nu spun contabil sau altceva. De ce? Contabil, da. Pentru că foarte multă lume folosește așa cuvântul ăsta și peiorativ, contabil și așa mai departe și vedem la televizor de multe ori, spune cineva ceva, îi dă o replică, spune, hai, lasă-mă că eu nu sunt contabil. Știți? Și nu spun asta, deci eu sunt o profesie respectabilă din toate punctele de vedere, dar spun profesionist contabil, pentru că aici, într-adevăr, avem și contabil, dar avem și economiști, oameni care, sigur că au și studii superioare, plus alte examene care, așa cum spuneam dinainte, legate de stagiu, deci un examen de admitere la stagiu, 6 examene pe parcursul celor 3 ani, fiindcă sunt 6 semestre, plus un examen la sfârșit din 7 discipline. Deci, și atunci eu spun profesionist contabil, deci toți cei care lucrează în domeniul contabilității și sunt profesioniști în acest domeniu. Revenind la principiul confidențialității, este foarte important acest principiu pentru că fiecare societate comercială are anumite secrete, nu poate ca să divulge anumite lucruri din activitatea ei. Sigur că eu nu vorbesc aici de lucruri ilegale, dar pur și simplu un profesionist contabil vede foarte multe din documentele financiare pe care le prelucrează.
vede foarte multe legate de furnizorii lor, din ce parte a țării sau a lumii, la ce prețuri, care sunt prețurile de producție și așa mai departe. Lucruri care nu se pot discuta, cum să spun, este o piață concurențială totuși. Poate că acel contabil lucrează cu două firme și una dintre ele obține un preț mai bun de la un furnizor. Și da, deci el trebuie ca să păstreze confidențialitatea, este exact ca și relația avocat-client. Unde iar vorbim de sau confidențialitate. Da, este ca și relația avocat-client sau cum este relația, să zicem, psiholog, că poate a văzut mai mulți filme, psiholog-client, în care nu vă spun niciodată ce probleme are clientul exact. Lui. Dar nu vorbesc de probleme de ilegalitate. Deci aici nu discutăm de acest lucru, pentru că și aici poate fi scutit, deci expertul contabil poate fi scutit de anumite relații pe care le poate da în legătură chiar în fața organelor de cercetare, decât în anumite condiții va putea să fie obligat ca să dea anumite relații. Iar eu cred că niciun conducător de societate, un manager, dacă nu are încredere în profesionistul contabil, pe care, așa cum spuneam mai înainte, trebuie să fie mâna lui dreaptă în conducerea unei societăți, nu va putea lucra cu el. Evident. Nu va putea lucra dacă nu are încredere în el, dacă el divulgă cifrele, rata profitului, rata rentabilității, grad de îndatorare și alte lucruri. Pentru asta trebuie să fie și bine plătit profesionistul contabil. Așa ar trebui. E foarte bine ai marcat, ar trebui, pentru că chiar nu este plătit la responsabilitățile pe care le are, fiindcă foarte, foarte multă lume are impresia că este foarte frumos să stai doar la birou și ce bine lucrează doar niște hârtii. Nu este așa, responsabilitatea unui profesionist cu contabilitate este foarte mare. Pentru că dacă alte profesii, nu vreau ca acum să spun, ce despre alte profesii, importante, foarte importante fiecare, dar în momentul în care ai terminat, un inginer, de exemplu, nu reglează un strung automat de nu știu care, foarte sofisticat. După ce a terminat de reglat și l-a dat în producție, el și-a terminat munca acolo. La un profesionist contabil nu e așa. Controlul fiscal se poate face până cu 5 ani în urmă. Deci tu răspunzi încă 5 ani de zile, domnule, dacă cumva s-a creșit o virgulă sau un punct. Deci responsabilitatea este foarte mare. Și virgula poate face totul, diferența între profit și pierdere. Deci e o responsabilitate enormă din partea unui profesionist contabil. Plus că avem o legislație destul de stufoasă, cu foarte multe modificări. Noi am mai discutat asta în emisiuni legate de codul fiscal, care se modifică de foarte multe ori. Pe lângă că sunt foarte multe schimbări, sunt foarte multe interpretări. Aș putea să stăm acum până mâine dimineață și să vă aduc numai interpretări. În care, sigur, o virgulă pusă înaintea unui cuvânt sau după cuvânt schimbă total sensul frazei și precum și interpretarea legată de calculul unui impozit a unei taxe. Și atunci, dacă a greșit cineva o virgulă atunci când s-a publicat la monitor oficial, sau știu eu, poate să dea peste cap absolut totul. Și atunci este foarte important ca să poți colabora cu organele de control, de inspecție fiscală. Și din acest punct de vedere pot să spun, eu cel puțin, eu vorbesc de mine, eu cu cei de la finanțe, colaborez foarte bine din punctul ăsta de vedere. Chiar sunt mulți profesioniști acolo și am avut surpriza plăcută văzându-i în acești ani cum au crescut. Au crescut foarte mulți în aceste ani, foarte mulți tineri care au primit experiență și care știu să interpreteze legislația. Și întotdeauna când există ceva, un cuvânt sau o frază care îmi produce îndoieli, mă consult cu ei, pot să discut cu el și întotdeauna au dat dovadă de foarte multă solicitudine în acest sens. Am putut discuta, dom'le, cum vezi asta? Eu văd așa, cum vezi? Nu, a cerut părerea, a cerut un punct de vedere. Adică a fost o consultare reciprocă, în sensul în care nu trebuie ca să-mi faci o favoare, dar să nu greșim. Discutăm înainte de a face o operațiune, acel pas, ca să nu greșim și după aceea spun, domnule, uite-te, nu așa se interpretează, ca așa. Uite, voi cum vedeți? Eu așa văd. Hai să vedem care este interpretarea corectă. Asta este o chestiune bună, să știți. Este extraordinar de bună. Și cu foarte mulți oameni ca din finanțe care chiar, într-adevăr, vă spun, sunt profesioniști. Acum, sigur că nu ne plac nouă foarte mult când ne vine și ne controlează și ne mai stabilește diferențe, dar asta este profesia lor, ce să facem.
Și noi, dacă am fi în locul lor, am face același lucru, evident, probabil, nu? Evident. Noastră ați predat și la universitate și nu mă abțin în a vă întreba sau a vă cere un punct de vedere vis-a-vis de cei care se îndreaptă către școlile de profil. Și aici vorbim de școli superioare, de universități, de facultăți. Până în anii 2000-2005 era oarecare modă, sper că nu greșesc, în a te duce la facultate la științe economice. Acum lucrurile s-au mai schimbat, nu prea am mai avut vorbindu-se despre școli de economie. Cum vedeți dumneavoastră la nivel național? Se poate învăța economie în România? Sunteți și doctor în această știință? Sigur că se poate învăța economie. Totul depinde de fiecare student, dacă își dorește să învețe economie. Se poate învăța. Sigur că trebuie să ai și de la cine să înveți. Trebuie să fie seriozitate de ambele părți. Atât din partea celui care prestează acest serviciu de a preda economie, dar și din partea studentului. Într-adevăr, a fost așa la începutul anilor 90 și nu numai anii 90, dar și la începutul anilor 2000, foarte multă lume care căuta facultățile de economie pentru că în acele momente era o profesie deficitară și să căutau locurile de muncă. Dar să știți că nici acum, poate acum nu mai nu există acea efervescență care a fost în ceea ce privește a căuta o facultate cu profil economic, totuși încă se mai caută această profesie. Și se caută, dacă stăm și analizăm și vedem câți studenți termină facultățile de economie, sigur că nu se poate compara cu anii 2000, 2004, 2005, 2006, dar încă vedem că și la ASE București și la Babeș Bălăi Cluj au încă studenți foarte mulți. Știu că erau, inclusiv în licee, erau foarte căutate aceste specializări. Da, atunci se simțea nevoia acestor profesii, dar mai există un motiv. Deci un economist are foarte multe variante. Un economist nu este strict specializat, să spunem, nu poate să fie de ca și un, să zicem, un electrician sau nu știu. Un electrician sau să spunem un inginer de mediu, de exemplu. Care e specializat pe mediu. Care trebuie specializat pe mediu și trebuie să lucreze, sunt foarte puține variante. Economistul sau poate merge în bancă, poate merge... Da, pentru că evidențe contabile, calcul de rentabilitate, analize economice și așa mai departe, poate să facem fiecare societate, indiferent de profilul ei. Și în societate de construcții, și în societate de transport, și în bănci, și în finanțe, și în primărie, și peste tot este nevoie de o evidență contabilă, da? Ei, deci ai foarte multe posibilități. Și își găseau foarte, mult mai ușor un loc de muncă. Pe când alte profesii, cum am spus, inginer, știu eu, mecanic, inginer constructor, sau știu eu, un inginer constructor găsește câteva societăți de construcții, că nu poate să meargă să lucreze într-o societate cu profil mecanic. Orizontul profesional este oarecum este mai restrâns decât pentru un economist. Un economist are o plajă foarte mare și atunci își găsea loc de muncă mai ușor. Și atunci a fost căutată această profesie în detrimentul profesiilor tehnice. Ei, au trecut anii și acum este nevoie de foarte mulți profesioniști în domeniul tehnic, pentru că în toți acești ani, cei mai mulți s-au îndreptat spre facultăți economice, facultăți de drept, de exemplu, că erau puțini absolvenți. Înainte de 90, ca să vă dau un exemplu, la facultatea noastră de științe economice din Cluj, unde erau trei secții, economia, industrie, construcție și transporturilor, finanțe, bănci și economia agrară. Erau vreo 300 de studenți, 350 de studenți. Cu ideu, probabil vreo 400 și ceva. Ei, acum, la un moment dat, la științe economice, erau vreo 17.000. Comparați. O diferență. Plus că s-au făcut și în țară foarte multe, că erau mai ușor decât, de exemplu, pentru o facultate tehnică. Ca să poți să-ți desfășori orele, ai nevoie de laborator și așa mai departe. Pentru o facultate economică sau de drept, nu ai nevoie de laborator cu tot felul de dotări sau știu eu, la o facultate de robotică, să ai robot, să ai ce știu eu ce pe acolo. Și atunci s-au făcut foarte multe și facultăți în țară, pe lângă cele tradiționale, din Cluj, Timișoara, București, Iași. Acolo erau cele patru facultăți economice, au apărut și în alte orașe. Luăm o scurtă pauză de publicitate, după care ne întoarcem, doamnelor și domnilor, în emisiunea noastră.
Am revenit, doamnelor și domnilor. Vă reamintesc, suntem la o nouă ediție a emisiunii Necenzurat. Discutăm în această seară despre profesia de contabil, profesionist contabil, cu domnul Alexandru Tamba, doctor în economie și președinte al Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din Sălaj. În această meserie, pe băncile școlii, elevii doar, nu știu, învață teorie. La asta suntem foarte buni, clar. Sau și, nu știu, pun în practică. Mă gândesc că de obicei când vedem, apropo, am văzut la noastră în birou o carte de vreo, nu știu, câte mii de pagini. Da. Bine, am crezut că e o glumă, dar nu e o glumă. Deci chiar sunt reglementări cât se poate de serioase acolo, cel puțin asta da, spuneați noastră. Este vorba de IFRS-uri, deci, care se aplică la nivelul anumitor unități, cele care sunt cotate la bursă, care au anumit grad de mărime, care aplică standardele internaționale financiare, denumite IFRS și, într-adevăr, o carte cam mare și... 5-6.000, nu mai știu, da. Dar o minim important, până la urmă, că... E mare și grea, nu? Da. Sigur că cel puțin există necesitatea de a face foarte multă practică. Că nu se face atâta practică cât, de exemplu, aș considera eu că ar trebui să se facă, este o altă problemă. Dar ar trebui foarte mult ca să îmbine partea teoretică cu partea practică. Și partea teoretică este importantă. Dacă ai o pregătire teoretică solidă, mult mai ușor asimilezi partea practică. Îți vine mult mai ușor să recunoști operațiunile când le vezi ce practic, dacă tu ai o pregătire teoretică solidă. Foarte multă lume spune, domnule, lăsați-mă cu teoria, că asta e teorie, numai în practică. Sau alții spune, lasă-mă, domnule, cu practica, trebuie să știi teorie. Nu, trebuie să le știi pe amândouă, să le îmbini foarte bine, dar ca să devii foarte bun profesionist în acest domeniu. Sigur că cei practicieni, după un timp, intră într-o anumită rutină, dar chiar și așa, poate că nu au acea experiență și acea acuratețe în a explica anumite lucruri pe cum le are un teoretician, dar din punct de vedere al legislației și ei și practicienii, sau mai ales practicienii, nu și ei, ci mai ales practicienii, trebuie să fie tot timpul la zi. Cu orice modificare legislativă. Și cred că sunt multe. Sunt multe. Păi de asta spuneam mai înainte, legat numai de codul fiscal, câte sunt. Dar vedeți, dumneavoastră, la noi se înțelege că un profesionist contabil trebuie să știe cam tot. Sigur că un lucru, o apreciere pe undeva eronată, pentru că dacă spui că ești profesionist contabil, tu trebuie să știi partea de contabilitate. Bun, asta în poate alte țări, foarte mult, pentru că pot fi într-o lună, nu știu câte modificări legislative, aplicări, nu știu, termene, limite și așa mai departe. Da, numai că de la noi, pe lângă aceste lucruri pe care le spui că sunt foarte multe modificări pe partea contabilă și așa este, sunt foarte multe modificări pe partea fiscală. Toată lumea se așteaptă ca profesionistul contabil să fie cel mai bun expert în domeniul contabil, cel mai bun expert în domeniul fiscal, cel mai bun expert în domeniul dreptului, cel mai bun expert în domeniul muncii și așa mai departe. Ca... Toate trebuie să le facă contabilul, ceea ce nu este chiar așa, că le faci într-o societate mică, într-o societate mică, într-o micro-întreprindere, să spunem, cu până la 10 angajați, cu un volum de activitate mic, munca unui profesionist contabil este foarte complexă pentru că trebuie să știe toate aceste domenii. Domeniul contabil, domeniul fiscal, domeniul legislativ, domeniul de dreptul muncii, domeniul de dreptul muncii, aici vorbesc de state de plată cu toate drepturile și obligațiile, angajări, dezangajări, concedii medicale și așa mai departe calculate. Deci, pe contabilul când, trebuie să știe și chestiunea asta. Sigur, într-o societate mică, niciodată patronul, gândiți-vă că un patron sau, mă rog, un întreprinzător care are 2-3 angajați, are nevoie de un contabil. Dar nu va mai angaja și un jurist pentru partea legislativă, nu își va mai angaja un inspector de personal pentru partea de dreptul muncii, nu? Nu își va angaja un consultant fiscal pentru partea de fiscalitate. Și atunci, unde? Că deja v-am spus 4. Păi o să aibă 2 angajați și 4 oameni care, unul pe contabilitate, unul pe fiscalitate, unul pe domeniul muncii, unul pe drept, unul pe protecția muncii și așa mai departe, nu? Deci o să aibă 4 sau 5 și cu 2 angajați productivi? Nu. Bă, cere ca acel contabil să le facă toate astea. Vă dați seama ce complexitate are munca lui?
chiar dacă este o societate mică, dar dacă ai 10 angajați, ai angajări, ai oameni care pleacă, ai oameni care în concediu medical, ai oameni care în maternitate, taxe, imposte, contribuțiile, ai toate contribuțiile calculate, ai modificări de salarii, pe lângă astea vine înregistrările în contabilitate, vin calculele impozitelor legate de fiscalitate, impozit pe profit, impozit pe venit și așa mai departe. Deci este o muncă extraordinar de complexă. Într-o societate mare, cu sute de oameni, acolo există oameni care sunt la contabilitate, oameni care lucrează la financiar, oameni care se ocupă de fiscalitate, un birou de dreptul muncii cu inspector de personal care se ocupă de angajări și așa mai departe. Deci, este foarte, pentru un contabil, pentru un profesionist contabil care lucrează la o societate mică și unul este singur, este mult mai complex și învață mult mai multă meserie decât unul care lucrează într-o întreprindere mare și strict specializat pe bucățica lui. Da, acum să vă spun eu ceva, apropo de mentalitate și de faptul că acel contabil trebuie să știe tot. Eu văd în rândul multor patroni din România o percepție potrivit căreia contabilul trebuie să rezolve și poate să rezolve foarte multe probleme. Contabilul meu rezolvă, contabilul meu îl sun pe contabil, face asta, drege și totul e în regulă. Cum vedeți chestiunea asta? Dacă este în limita legii, e perfect. Ideea este că acel profesionist contabil, și eu de multe ori le spun la colegii mei când ne întâlnim, la cursurile de pregătire profesională pe care le avem, la adunările generale, la Ziua Națională a Contabilului și așa mai departe, unde ne întâlnim, le spun ca întotdeauna să urmărească ca să respecte legea. Deci, sigur că dacă există o posibilitate legală de a înregistra o anumită operațiune într-un anumit fel, dacă este legal, este ok. Dar nici de cum să vină să încerce să facă tot felul de inginerii financiare, tot felul de artificii, pentru că așa își dorește patronul. Dar și patronul trebuie să înțeleagă, să nu forțeze pe contabil ca să facă operațiuni care sunt ilegale pentru ca să dea bine în situațiile lui financiare sau pentru a ocoli o taxă sau un impozit. Pentru că mai devreme sau mai târziu se poate întâmpla... Se va afla. Se va afla și atunci va fi mult mai grav. Deci el trebuie să înțeleagă să se consulte cu profesionistul contabil și să fie în termen... Deci aici nu este loc de negociere. Dar, sigur, nu există negociere când trebuie să respecti o lege. Asta trebuie respectată. Nu poți să negociezi, să spui, vine patronul, zice, domnule, ce zici, facem așa sau așa. Hai, mai lasă tu, mai dă tu, mai las eu și ajungem la înțelegere. Nu există așa ceva. Acolo trebuie ca să respecti legea. Sigur că dacă ai o posibilitate, ce poți să-i spui? De exemplu, să-ți dau un exemplu unde poți să discuți și să-ți folosești la maximum resursele pe care le ai. Există, începând cu 1 iulie 2014, o ordonanță 19, în care este scutit de impozit pe profit, profitul reinvestit. Pentru echipamente tehnologice, dar numai pentru echipamente tehnologice din grupa 2.1 a hotărârii 2139/2004 privind clasificația mijloacelor fixe. Și aici spune utilaje, mașini, nu știu mai ce. Nu poți pentru clădiri, pentru autoturisme, pentru utilaje, parte de... pentru utilaje, să zicem, un strung sau altceva. Și atunci tu poți să spui, domnul patron, uite, există în legea asta. Dacă ai nevoie de un strung sau așa ceva, poți să faci să investești suma respectivă, vei fi scutit de impozitul pe profit pentru profitul reinvestit în acest utilaj tehnologic, care te ajută pe tine. Bun, deci depinde de contabil. Deci spui, contabilul trebuie să știe. Păi nu se știe, asta. Sigur, el trebuie să știe contabilul pentru că el e singur, cum am spus. Asta sigur că ar putea să știe altcineva, ar putea să știe avocatul, ar trebui să știe fiscalistul, depinde cât de mare unitatea. Dar într-o unitate mică unde el singur, el trebuie să le știe pe asta și dacă este bine pregătit. Și atunci vine și spune, uite, poți să faci asta și beneficiezi de facilitatea asta. Aici poți să te consulți. Nu că nu calculezi impozitul acum, hai că nu-l calculezi, că nu-l calculezi sau calculezi intenționat greșit ca să nu plătești impozit. Nu, asta nu se poate. Dar poți să valorifici la maximum facilitățile pe care ți le acordă statul prin anumite legi. Și am dat exemplu asta cu ordonanța noastră privind profitul reinvestit. Fără să dăm nume, da. Cum alegem un contabil bun, domnule Dampa?
Nu știu, mă gândesc, nu știu, Popescu, Mureșan și Nicolae își înființează o firmă. Da. Mă gândesc că, nu știu, primul pas în momentul în care îți înființezi o firmă este să îți alegi un contabil, pentru că... Da. Acum, eu nu pot, ce pot să spun? Fără să dăm nume, repet. Nu pot să dau un nume. Lumea, mai ales cum suntem aici în Zaloc, ne cam știm. Știe cine, ce și cum. Noi, dacă, de exemplu, vine la cei care vrea un contabil, noi putem să-i prezent tabloul experților contabili, deci cei care sunt înscriși în tabloul experților contabili și spun, uite, ăștia sunt, poți alegi porcare. Nu pot să spun pe Ionescu, Popescu, Vasilescu. Nu pot. Toți suntem colegi, eu nu pot să spun, uite, alege pe X pentru că sunt prieten cu el. Nu pot să spun. Și nici n-a spune. Nu spun asta niciodată pentru că, cum să spun, peste, odată că nu este deontologic. Nu este deontologic din partea mea ca să fac acest lucru. În al doilea rând, eu n-aș putea să fac așa ceva dacă peste o lună de zile știu ce prostie face la acolo. Adică, păi tu mi-ai recomandat sau mi-ai... Dom'le, faci concurs, îl cunoști, să știe, să audă, dacă oricine întrebi în Zaloc de X sau Y, știe despre ce e vorba. Da, poate fi și o meserie periculoasă. Păi de asta spui, nu e ușoară. Nu e ușoară deloc. Nu e ușoară așa cum cred unii. Cu multă responsabilitate, foarte multă responsabilitate. Acel punct dintre două cifre poate însemna probabil intrarea în sfera penalului sau, din potrivă, da, poate însemna un profit. Da. Un profit real sau unul ireal. Deci nu e o meserie ușoară deloc. Bun. Am vorbit foarte mult despre acest capitol care înseamnă meseria de contabil. Este foarte interesantă această meserie. Apropo, dacă am avea contabil bun, am scăpat de criza asta financiară. Cum să spun? E o legătură poate prea generală. Acum, nu pot să spun asta. Că noi avem pretenția, domnule, sunteți economiști, hai să rezolvăm problema asta economică cu care ne confruntăm. Sunt mulți factori pentru criza asta și iar criza asta, vedeți, e așa ciclică, vine, oricum vine. Da, v-am mai întrebat și vreau să mai vă întreb. E criză, nu știu, tehnică. Ați vorbit dumneavoastră la un moment dat. Cum e? E vorba de recesiune. Exact. Când ne găsim recesiune în recesiune. Tehnică. Pentru numele Dumnezeu, eu nici nu știam că există recesiune tehnică. Păi este ori recesiune, ori nu e recesiune. Deci... Nu, că și chestiunea asta de recesiune a fost pusă exact așa în Germania. Parcă a fost prima dată pusă, pur tehnic, în 1967. Dar, ca să mai explic așa, ca să nu fie recesiune, ar trebui tot timpul să ai creștere. Nu poți să ai la infinit creștere, vine și o perioadă în care scade, nu? Deci ca să fie recesiune tehnică, trebuie ca două trimestre consecutive să ai scădere față de trimestrul anterior. Deci cum am avut noi acum, trimestrul 1, trimestrul 2014, a fost mai mic decât trimestrul 4-2013, da? Și trimestrul 2-2014 mai mic decât trimestrul 1. Păi dacă, de exemplu, eu tot am crescut nu știu cât, da? Deci am început creșterea de la 0,2%, da? Și am crescut până la 5%, să zicem, sau 4%, da? După care nu mai pot, ar trebui să tot cresc la infinit, nu? Sigur că are loc, la un moment dat, o cădere, da? Are o cădere și atunci, dacă ai o cădere în două trimestre, consecutive, domnule, gata, e recesiune tehnică. Dar asta poate fi interpretată și cu încetinirea creșterii care a fost până atunci, nu? Va fi greu să revenim, nu știu. Dar, nu, v-am spus, nu este de speriat așa de mult, fiindcă un 0,1%, 0,2%, ești și marja de eroare până la urma urmei. Dar nici nu poți să fii nepăsător. Trebuie să te gândești de ce nu mai creștem, ce s-a întâmplat, ce măsuri trebuie să iau, ce stimulente trebuie să acord economiei. Dați-mi voie să fac o remarcă. Am fost de curând plecat în străinătate. Nu are importanță țara. Am văzut patronul unei unități care a muncit 3 zile la rând, cot la cot, cu angajații săi. Și mi-a dat un semn de întrebare acel om. Acel om care deținea un adevărat imperiu și muncea cot la cot cu salariații lui. Nu știu ce să spun. Astea sunt unitățile mici sau în unitățile mari în care vrei să dai un exemplu, este o zi pe an în care, de exemplu, McDonald's se îmbracă șefii și servesc, nu știu mai ce. Ei, nu,
Bine, asta a fost peste tot în presă, putem să spunem de orice altă firmă. Există o zi în care sărbătoresc ziua firmei. Și poate am prins eu, dar cele trei zile. Da? Și în care își ia halatul pe ea și se duce în mijlocul firmei. Nu credeți că e mentalitatea diferită față de cea a patronului din România? Sigur, noi am început doar de 25 de ani ca să intrăm înapoi pe economia de piață, spre deosebire de alte societăți care n-au avut niciodată societatea comunistă. Dar, sigur, că fiind destul de tineri în democrația economiei de piață, ajungând foarte repede la niște sume foarte mari în conturi, poate că pe unii cam ia valul, nu mai ia valul. Ultima întrebare, ne apropiem de campania electorală, cum vedeți noastră perioada imediat următoare, alegeri, nou președinte a României, deja, oricum, campania electorală a început clar, neoficial. Păi acum, vrând nevrând, vom avea un nou președinte, nu? Indiferent cine va fi unul nou. Asta e acum clar. Sperăm să fie unul care, într-adevăr, să încerce, ca împreună cu guvernul și împreună cu parlamentul, indiferent cine va fi președinte, să încerce ca românii să aibă un nivel de viață mai bun și cifrele astea de creștere pe care le tot avem să nu rămână numai în statistici, ci să se simtă și în buzunarele românilor. Cu asta punem punct emisiunii din această seară, doamnelor și domnilor, fie ca acest trai mai bun să se regăsească în viața dumneavoastră, indiferent cine va ajunge președintele acestei țări. Mulțumim tare mult pentru atenția cu care sperăm că ne-ați urmărit în această seară. O săptămână cât mai plăcută, așa cum vă doriți cu toții, o noapte liniștită. La revedere!